Bună, bă! Salutare, prieteni! Am zis să o las pe ea prima dată să facă introducerea. Ok, și acum eu fac introducerea. Cum ați văzut în videoclip în trecută, deci ieri? Luni am postat. Deci în altă ieri? Da, alaltă ieri. George a făcut un video despre subiect pe care voi ați avut o curiozitate foarte mare, cum el a definit un creștin, și astăzi vreau să împărtășesc povestea mea. Exact. Haideți să dăm drumul. Am un pic emoții pentru că este un, bineînțeles, un subiect pentru mine, este inima mea și... Hai să o încurajăm. Da. Hai, Claire! Ok, haide. În 1990, în anul în care m-am născut într-un familie care a fost cu religia romano-catolică. Nu a fost așa de mult cu papă, dar... Ok, e frumos cum ai spus, cu papă. Știi că papă în limba română înseamnă și mâncare, adică ia și papă, știi? Îmi place, dar papă și este papă. Da, e papa de la Roma, da. Deci, dacă papa are mâncare, papă? Papă, da. Dar familia mea nu a fost cu papa așa de mult, dar a fost catolici. Deci, m-am fost la biserica, dar când eram 5 ani, 4, 5... La vârsta de 4-5 da, ani? Da, părinții mei au divorțat și de momentul ăsta m-am fost cu mama și fratele meu la un alt oraș, nu foarte departe, dar a fost foarte diferit pentru că m-am fost într-un sat în care tu experienți un comunitate și absolut toate oameni merge la biserică, deci tu ești împreună cu absolut toate și m-am mers la un oraș, nu este un oraș oficial, dar are mai mult decât 80.000 de oameni, deci este un oraș. Dar și aici m-am mers la biserică cu fratele, cu mama, fiecare duminică, pentru că am cântat în... corul bisericii. Da, mulțumesc. Da, am cântat acolo de la vârsta 7 până 10, 11? Da. Da, cred. Am cântat acolo și mi-a plăcut foarte, foarte mult și în copilăria mea am simțit o relație cu Dumnezeu. Am simțit că niciodată m-am crezut, nu este nimeni, nu este nimic. Am știut foarte bine că este Iisus Hristos, este Dumnezeu care este cu mine fiecare ziua, fiecare minut, fiecare secundă. Și asta a fost foarte, foarte frumos. Când eram 10 ani, 10-11 așa, mama mea a întâlnit cu un bărbat, tatăl Vidrec, acum, și el nu a fost foarte mult cu religie. Ne-am fost la biserica, dar a fost mai puțin și a fost pe momentul în care familia mea a spus, nu tatăl meu, dar familia cu care m-am stat, a spus, religia este doar tradiții. Noi nu știm dacă este cineva sus sau unde mergem când nu mai sunt pe pământul ăsta, dar noi nu vrem să punem timp în asta, nu-i credeam. Nu vreți să mai vorbim despre acest subiect? Da, și eu am fost un pic pierdută și au fost niște anurile în care m-am crezut, nu am crezut că nu este nimic, absolut nimic, dar nu m-am fost la biserică așa de des, deci nu a fost o influență pozitivă pentru mine și eu nu a fost o influență pozitivă pentru mine. Deci am avut niște anurile un pic pierdute și când eram 18 ani, tatăl meu a murit. Deci, asta a fost o experiență pentru mine foarte, foarte greu. Și bunicul a murit mai devreme decât tatăl meu, dar ca un copil tu crezi, ok, dacă ai o vârstă sau ceva, e logic. Dar tatăl meu a avut numai 54 de ani, deci el a fost foarte tânăr. Și pentru mine, momentul în care asta a întâmplat, m-am simțit un putere din nou înăuntru. Pentru că eu nu vreau să cred că este nimic despre viață, după viața asta, pentru că asta înseamnă că niciodată o să fac pe tata mea. Da. Niciodată. Și unde este tata mea, e dispărut. Chestia este, eu nu am... E interesant, pentru că și este un titlu din un carte care noi citim. Eu nu am de ajuns să credință să cred că nu există nimic după moarte. Exact.
Exact. Deci nu e de ajuns de credincioasă să creadă că nu este nimic. Exact, exact. Da. Deci m-am simțit cu mai multă putere din nou, dar și din anul ăsta m-am fost pierdută, am făcut acțiune foarte, foarte ciudată, nu am fost ca cineva creștin și după 2 ani m-am întâlnit cu George și amintesc că în prima conversație ne-am vorbit despre religie, pentru că, cum am spus, nu a fost corectă absolut deloc în acțiunile mele, dar am spus, ok, eu cred că este un Dumnezeu, tu ce crezi? Pentru că a fost foarte important pentru mine că George și George crede că este Dumnezeu, pentru că vreau că noi, cum să zic, grow together? Să creștem împreună în credință. Da, da, da. Prima dată în care m-am intrat o biserică ortodoxă a fost lângă casa lui George în aprilie 2011. Da. Da. Și am plângeat. Da, m-am simțit altceva acolo. Nu a fost o biserică așa de mare, cu absolut de toate și bogat ca eu am experimentat în Olanda. A fost foarte micut și m-am simțit acolo iubire, am simțit speranță și am simțit, how do you say, like your consult. Cum, ca și cum ar fost mângâiată. Da. Mângâiată de o prezență și... Da. Da, da. Consolare. Da, așa este. Și da, un pic fast forward, în 2015 m-am convertat. Convertit. Convertit, da. La ortodoxie, pentru că, da, multe, multe motive pentru asta, dar nu a fost pentru că George a fost ortodox. A fost numai despre experiențele mele și cum am simțit și am știut în inima că este decizia cel mai bună pentru mine. A fost foarte frumos. În 2017 ne-am căsătorit. Da. Asta a fost un pas pentru noi foarte, foarte, foarte important, pentru că, bineînțeles, noi vrem să încercăm ce este cel mai bun în ochii lui Dumnezeu. Așa și este, da. Ne-am știut că, ok, suntem acum împreună așa de multe ani și ce am făcut? Nu a fost... Da. Da, ok. Așa este. Deci, da. Ne-am căsătorit și în toate anurile, da, mergem mai departe, mai departe, mai departe în credință și sunt acum și simt acum așa de fericită și mult mai fericită decât în copilăria mea, în anurile tineri. În adolescență, da. Acum 10. Pentru că chestia este, presiunea lui lumea este mult mai diferită acum decât în trecută. În trecut a fost o viață cu lumea, în lumea, și acum eu nu am focusul. Nu sunt concentrat pe asta. Da. Și asta înseamnă absolut de toate și sunt așa de fericită că știu ce se întâmplă. Știu cum este după viața asta. Știu că fiecare dată cineva este cu mine. Știu că niciodată sunt singură. Știu că când eu simt tristă, nu sunt singură. Da, știu că Dumnezeu e acolo. Și da, niciodată nu am simțit mai fericit. Scuze-mă, sunt un pic cu emoții. Oh, dar sunt foarte, foarte fericită. Sunt foarte fericită. Dar acum, bineînțeles, eu vorbesc că, bineînțeles, suntem foarte fericiți, dar în timpurile astea nu este simplu să fie un creștin. Nu este simplu în chestie cu familia mea. Familia mea a spus că ei nu are credință în Dumnezeu. Deci, eu nu avem șansă să vorbesc cu ei despre asta, pentru că ei nu vrea să vorbesc despre asta. Dar avem momente dificile ca asta, dar în sfârșit nu este greu absolut deloc, pentru că ce a făcut Iisus Hristos pentru noi, yeah, a fost cel mai greu. Și asta este numai ceva foarte light. Ușor. Ușor. Și fiecare persoană pe lumea asta are crucea personală. Da. Și asta este, dar asta a fost povestea mea, bineînțeles, am mai multe detalii și absolut de toate, dar cred că asta este linia și acum, how do you say, goal? My goal? Scopul meu. Scopul meu este că o să fie mai bine și mai mult în calea în care Dumnezeu are pentru mine și o să pune mai multe credințe în care Dumnezeu ai pentru mine, pentru da. Că, bineînțeles, am și acum multe situații în care m-am crescut după asta, oh, aleu, de ce eu nu am făcut credință în Dumnezeu, dar
cel mai important este că tu știi că cineva iubește pe tine foarte, foarte mult. Foarte mult. Exact. Și dacă te pune credință în Dumnezeu, nimic rău o să întâmple, pentru că nimeni pe lumea asta can break your soul. Poate să sfrângă sufletul. Da, așa este. Da. Ok, oh, valeu. Deci, asta a fost povestea mea. Sunt foarte curioasă cum au fost experiențele tale. Pune în comentariu sau pune pe... Sau dacă tu vrei un conversație personală sau ceva, bineînțeles, am Instagram Bună Claire. Sunt foarte curioasă și haide să stăm împreună aici, că frați și sori în Iisus Hristos. Și da, noi vrem să și despărțim povestea, pentru că ne-am văzut că în lumea asta este greu și nu este un subiect pe care mulți oameni îl abordează. Da, așa. Dar noi vrem să spunem aici, nu e singura, absolut deloc. Suntem împreună în asta și ai foarte multe frăți și sori în Iisus Hristos. Amin. Amin. Doamne ajută tuturor. Mulțumim că ai vizionat videoclipul asta și ne vedem. Ne vedem. Doamne ajută. Doamne ajută. Pa! Pa, pa, pa.